Astăzi, la Școala Carol I s-a desfășurat proiectul denumit Change Architects, ajuns la cea de-a doua ediție. Astăzi, vă invităm să parcurgem al doilea nivel, și anume, este nivelul de accelerare, așa se numește, ce are ca scop creșterea impactului inițiativelor conduse de preșcolari și elevi. Acest nivel aduce un pas nou, adică aduce evaluarea, unde echipele pot continua dezvoltarea inițiativelor începute sau pot folosi lecțiile învățate și să dezvolte alte proiecte cu impact de durată. Important este că s-a dat șansa tuturor elevilor să-și facă vocile și ideile auzite, indiferent de performanța școlară, personalitate, situația personală sau familială. Am pus accent mare pe meșteșug, pe lucru de mână și vrem să promovăm creșterea economică susținută, dezvoltarea tuturor ocupațiilor și copiii să învețe să lucreze de mici. În cadrul acestui proiect, un pasionat de sculptură i-a învățat pe elevi tainele acestei arte. Chiar prima sculptură făcută, și mi-a dat seama. După ce am făcut-o, am văzut alte viziuni care trebuia făcut artă, dar am lăsat-o ca să știu că asta e prima sculptură. Și după asta, fiecare... De cât timp faceți acest lucru? Să fie vreo 5 ani, 4-5 ani. Și acum în acest proiect îi învățați și pe cei mici, nu? Să lucreze, ce anume fac? Chiar îmi place coșuri, să lucrez cu tablouri de piatră, să lucrez în sculpturi de lemn. Deci... Vi se par receptiv? Le place copiilor ce fac? Da, chiar le place, chiar și mă bucur. Chestia asta că le place și urmează tradițiile, se bătrânește. Care este cea mai mare bucurie a dumneavoastră când vedeți că și cei mici pun mâna și fac așa din ce lucrări faceți și dumneavoastră? Mai târziu să fie tradiția asta românească, tradiția asta autentică de jos din s-a plecat, nu cum se fac acum toate... Proiectul este o inițiativă educațională ce are scopul de a transforma copiii în arhitecții propriului viitor. Inițiativa se adresează copiilor și tinerilor cu vârste între 8 și 18 ani.